Bună ziua și bine v-am găsit la Sezon Agricol. Mă aflu într-o livadă intensivă de cais. Soiurile sunt Lady Cot și Kyoto. Portaltoiul este Mirabolan 29C. Forma pomilor a fost pornită ca forma candelabru. Trei, hai să zicem așa, trei brațe, trei șarpante. Dar din motivul că s-au întârziat cele mai practic importante lucrări de formare a acestui sistem candelabru, forma nu este chiar așa cum ar trebui să fie. S-au mai făcut niște corectări a formei pomului, a formei coroanei, dar nu este perfect, nu este ideal. De aceea rog să nu criticați dacă nu vedeți aici un candelabru, fiindcă s-au admis niște greșeli. Deci, haideți să vedem cum arată pomii. Deci, iată așa arată aceste trei șarpante. Două sunt înclinate la 45 de grade, iar unul din centru este perpendicular orizontului solului. Deci, nu este perfect, nu peste tot se urmăresc aceste trei brațe, dar în mare parte avem ceea ce avem. Însă astăzi eu nu vreau să vorbesc despre formarea acestui sistem candelabru la cais, despre beneficiile, despre asta vom vorbi în alt videoclip. Astăzi vreau să vorbesc despre rărirea fructelor la cais. Anul acesta, 2024, este un an extra reușit pentru cultura caisului. S-au legat, s-au polenizat practic pe la toți. Nu a fost, cel puțin în Republica Moldova, un gram de înghețuri atunci când au înflorit caișii. Deci cais este cât duce trenul. Și prețul va fi foarte și foarte mic dacă nu veți avea calitate. Deci pomii sunt full, încărcați, se rup crengele, cad jos pământ, pomii se prăbușesc la pământ de la greutatea fructelor. Și acum noi trebuie să ne gândim ce vom face noi cu aceste fructe. Bineînțeles, dacă vor fi multe și mărunte, noi preț nu vom avea. Drumul lor maxim va fi la țuică. Dar dacă vrem să avem calitate ca să vindem și să obținem un preț bun, atunci trebuie să facem rărirea fructelor. Dă-le apă cât nu le-ai da, dă-le hrană cât nu le-ai da, dar oricum nu veți face calitate dacă nu veți rări. Mai ales dacă este să vorbim despre acele soiuri autofertile, de tip Lady Cot, spre exemplu. Soiurile autofertile s-au legat și mai bine. Deci acum veți vedea soiul Lady Cot, cum s-a legat, cum arată fructele, cum arată încărcătura pomului și cum este corect și când este corect să rărim fructele. Deci vedeți în fața voastră pomul de cais, soiul Lady Cot. Vedeți încărcătura, vedeți cum sunt încărcați pomii. Deci vedeți câte fructe. Deci vedeți câte fructe avem noi aici. Iată, avem un lăstar mixt care este plin cu roadă. Totul ce a rămas în acest pom, totul a fost încărcat cu roadă. Aceste cepuri, creionașe, la fel sunt pline cu roadă. Poftim, creionașele pline cu roadă. Poftim aici, vedeți cât de multe fructe avem. Și acum trebuie să rărim. Când se începe răritul fructelor? Acest filmuleț nu este filmat doar pentru 2024, este filmat pentru toate sezoanele de vegetație. Când se începe răritul fructelor? Atunci când se începe a forma sâmburile în interiorul fructului. Cum trebuie să rărim? Cât trebuie să dăm jos? Cât trebuie să rămâie în pom? Nu cred că ar fi o cifră exactă pentru toate sistemele de conducere a pomilor, pentru toate soiurile, pentru toate tipurile de portaltoi, pentru toate scheme de plantare. Nu ar exista o cifră exactă. Trebuie atâta să rămâi, atâta să dați jos.
Este foarte simplu. Deci, atunci când ne apropiem de pom și avem o ramură încărcată cu rod, este foarte simplă. Între fructe, distanța între fructe trebuie să între, spre exemplu, la mine cel puțin 3-4 degete. Sau dacă este o domnișoară sau o mână mai mică, deci toate 5 degete trebuie să intre între aceste fructe. Deci distanța între ele trebuie să fie destul de mare. Deci uitați-vă, iată aici, noi vedem o poziție extraordinară a fructelor. Deci, dacă avem, cum aici, avem 1, 2, 3, deci rupem, dăm jos, 1 și 2. Deci am lăsat, avem aici un cais, vedem distanța, avem iarăși un cais, vedem distanța și aici iarăși vedem distanța, deci acest cais va pleca jos, după care aici în spate mai avem unul, la fel va pleca jos și avem un cais, aici avem doi, unul din ei va pleca jos. Deci iarăși distanța, o palmă, iarăși vedem aici avem o distanță bună între fructe, acești doi caiși vor pleca jos. Deci, iarăși, vedem, distanța este bună, iarăși ne uităm, avem aici un cais, deci acesta și acesta, între ele, între aceste două fructe, avem unul care îl rupem și îl dăm jos. Și așa facem, așa vom face până în vârful ramurii. Deci, acum, noi avem un număr necesar care să obținem fructe extraordinare de calitate bună. Deci, avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 fructe pe această ramură. Deci, haideți să mai luăm o ramură și să mai facem același lucru. Deci, aici rupem. Avem două fructe, rupem și în cazul în care, spre exemplu, aici avem fructele mult mai aproape, deci nici 3 degete, 2 degete, să zicem, între aceste fructe. Dar încoace nu avem o zonă foarte mare unde nu avem fructe. Dacă vom rupe și pe acestea, va fi prea gol. Atunci ce facem? Noi alegem un fruct ce privește partea aceasta și un fruct ce privește partea cealaltă. Deci acesta îl vom rupe și vom lăsa, chiar dacă distanța între ei este mică, noi vom lăsa acest cais care privește în partea aceasta a ramurii și acesta care privește în cealaltă parte a ramurii. Mergem, ne ridicăm mai sus, deci primul avem aici și lăsăm spațiu între fructe. Nu este necesar de fiecare dată să punem palma, deja știm aproximativ care este distanța, care trebuie să fie distanța între fructe. Deci, 1, 2, aici a fost o zonă mai goală, 3, 4, 5, 6, 7. Deci 7 fructe noi am lăsat aici, care vor fi de o calitate extraordinară. Acum ce facem pe acești pinteni? Deci avem niște pinteni cu fructe care la fel sunt prea îndesiți, prea mulți. Aici, bineînțeles, că nu putem lăsa acel spațiu între aceste fructe. Dar ne vom strădui cumva să lăsăm în forma de șah. Deci, spre exemplu, aici avem 3 fructe. 1, 2, 3. Acesta, Doamne, este un pic de vânt. Acesta privește în partea cea și acesta în partea aceasta. Deci, acest fruct noi îl dăm jos. Și au rămas două fructe care nu se încurcă. Deci fiecare are direcția sa de creștere. Și aici mai sus, la fel procedăm, lăsăm două fructe care privesc în părți diferite. Aici, deja la fel, lăsăm două fructe ce privesc în părți diferite. Aici avem două care sunt vecine, un fruct îl rupem, celălalt îl lăsăm. Și deci așa procedăm cu fiecare pinten.
Deci lăsăm câte două fructe care privesc în sensuri diferite. Unul în dreapta, altul în stânga. Sau unul în sus, celălalt în jos. Deci cum aici avem. Deci pe un pinten 1, 2, 3 și aici de sub mai avem 1. Nu se focusează camera. Aici de sub mai avem 1. Deci rupem unul de dedesubt și unul de deasupra și lăsăm doar aceștia doi care vor avea o calitate extraordinară. Deci avem ce avem. Într-un an nu avem fructe, ne plângem. În alt an avem prea multe fructe, ne plângem. Așa este, niciodată nu o să fim mulțumiți, dar trebuie să ne străduim, să ne mulțumim de ceea ce avem. Avem câte avem fructe, sunt foarte multe, calitate nu va fi, dar dacă veți face această rărire, dacă veți da jos surplusul de fructe, veți avea o calitate extraordinară. Acum, în privința la cei zgârciți sau care nu sunt de vina lor zgârciți, așa este situația. Mulți ani au dat în bară și n-au avut venituri și anul acesta, când au văzut atâtea fructe în pom, s-au gândit că uite, anul acesta eu o să întorc toate cheltuielile, toate investițiile care le-am făcut anii precedenți. Deci, acei oameni care nu vor să rărească multe fructe, faceți acest lucru în două, în trei etape. Faceți prima dată o rărire mai legeră. Urmăriți cum se dezvoltă fructele. Peste o săptămână mai interveniți dacă este cazul încă o dată. Mai faceți o rărire. Este un pic mai costisitor, dar nu veți avea riscul de a rări prea mult. Și foarte și foarte important, proprietarul livezii bea ceai acasă, privește la un serial pe Netflix sau se întâlnește cu familia și merge undeva la un pescuit. Nu stă în livadă proprietarul livezii, fiindcă nu cred că va ține inima să vadă cum atâta fructe sunt date jos la pământ. Deci, lăsați muncitorii să facă acest lucru, delegați o singură persoană care să verifice fiecare muncitor cum face acest lucru, o persoană, iarăși, de dorit să nu fie cointeresată, adică nu din familie, o persoană străină care este paralel de această livadă, care o să respecte cu strictețe lucrările cele care trebuie să le facă și să urmărească zilierii, muncitorii, cum răresc fructele. Deci, obligatoriu, în anul 2024 polenizarea a fost foarte bună, pomii sunt foarte încărcați, obligatoriu faceți aceste lucrări ca să aveți calitate, ca să aveți preț la marfa voastră. Deci, eu vă mulțumesc pentru atenție, vă spun succes și spor la treabă!